află jurnalistul de investigații Adina Anghelescu. Adina, ce-au scos rușii din țară? Care este, de fapt, speța în momentul acesta, în cel mai spectaculos? De la începutul războiului n-am avut așa ceva. Ca cineva să scoată informații secrete din România despre zăcămintele noastre, să trimite la Moscova via Belgrad, este o informație care șochează în România. Despre ce e vorba? Da, Mihai, într-adevăr, în plină criză globală a energiei, fix în România, la granița cu războiul ruso-ucrainian, avem un caz bombă de spionaj. Mai precis, curgerile de informații neautorizate legate de zăcămintele de țiței din vestul țării. Acum, ai anunțat deja despre aceste percheziții. Postul nostru, Antena 3, a spus că a fost vorba despre 9 locații. Acum, doi angajați ai NIS Petrol din București vor fi audiați de procurorii DICO din Timișoara, pentru că acest caz se ocupă procurorii DICO din Timișoara prin sistem de videoconferință, ei fiind la București. Pentru că au fost făcute perchezițiile acești doi angajați astăzi la sediul companiei, dar și la locuințele lor. De asemenea, ce pot să vă mai spun este că la sediul DICO Timișoara sunt audiați la această oră, din informațiile mele, mai mulți martori și vor fi chemați mai mulți martori, ingineri și geologi care sunt din Republica Moldova, deci cetățeni moldoveni. Apoi, potrivit surselor din rândul anchetatorilor, la București, perghezițiile care au fost făcute îi priveau pe acești doi angajați. Unul era responsabilul cu securitatea sistemului IT pe România, la compania respectivă, la NIS Petrol, Gazprom, iată, și la un inginer specializat în calculatoare. Iar la Timișoara, perchezițiile au vizat biroul șefului securității IT al filialei NIS Petrol și al unui coleg al acestuia din același departament. Și de asemenea, polițiștii și jandarmii plus procurorul au fost și la locuințele lor. Eu cred că indiciile respective sunt extrem de temeinice și prețioase, de asemenea, pentru că însuși Serviciul de Informații Externe și apoi și SRI-ul s-au implicat în acest caz și din informațiile pe care le am eu, primele indicii au venit la parchet din partea acestor două servicii secrete. Drept urmare, avem un caz de spionaj, pentru că e vorba de prospecțiuni ce vizează zăcămintele noi din vestul țării, care trebuiau să fie transmise obligatoriu statului român, adică a NRM-ului, și aceste prospecțiuni sau hărți, mai bine zis, care se fac în legătură cu zăcămintele de pe teritoriul României, au caracter strict secret sau strict secret de importanță deosebită. Te rog frumos, Adina, tu vorbești despre faptul că sunt documente inclusiv strict secret? Da. Deci, sustragere documente strict secrete și secret de serviciu. În momentul culmea, statul român nu a știut absolut nimic despre aceste zăcăminte, culmea, deși era primul care trebuia să afle lucrul acesta. Pentru că aceste zăcăminte, prospecțiunile lor, făcute de către NIS Petrol, Gazprom, erau pe teritoriul României. Deci primii care ar fi trebuit să știe erau ANRM-ul, ori ei nu știau până la ora actuală de aceste prospecțiuni. Interesant. Deci e vorba de documente strict secrete și secrete de serviciu.